mulți ani să vă dea Dumnezeu și mulți ani de acum încolo să îl puteți sluji pe El. Amin. Amin. Voi începe mesajul din această seară un anunț, spun eu, de maximă importanță. Comunicatul se adresează în exclusivitate membrilor bisericii și vizează în mod special credincioșii fără ocupații, șomerii bisericilor de astăzi. Înștiințarea în cauză, cu riscul blamărilor ulterioare, va expune într-un fel rufele murdare. Va publica ceea ce este inavoabil, va mărturisi realitatea cruntă, dar mascată, și lăsând la o parte rușinea și jena, va recunoaște că biserica de astăzi, în general, se află într-o situație fără precedent. Zidurile ei sunt dărâmate sau un prag de prăbușire. Dușmanul pătrunde lejer, nelezat, rupând din rândurile credincioșilor și semănând fără timiditate semințele vrajbei. Fiii, ostașii care ar fi trebuit cu prețul vieții lor să apere biserica, să o protejeze, se luptă într-adevăr, dar între ei și pentru o altă cauză, sau sunt plecați prea departe pentru a se mai putea întoarce. Biserica are porțile arse de foc. Lumea pătrunde ușor, lejer, se spune că pe nesimțite, dar este adusă în sân chiar de noi, chiar de străjerii de la ușă, chiar de păzitorii și privighetorii ei. Fiecare intră, mănâncă, consumă, lovește, împroaște și apoi caută o altă masă la care să cânte. Unii chiar cred că dacă părăsesc biserica, după ce au împroșcat-o cu noroi, se vor absolvi de pedeapsa care are să cadă asupra capului lor. Biserica are uneori geamurile sparte. Se pune una într-una pe foc din diverse cărți ale Bibliei și niciodată nu se încălzește îndeajuns. Frații se îmbolnăvesc de o răceală acută, transmisibilă și devin parcă statuete de gheață, compunând o expoziție splendidă. Într-o biserică fără ușă, cu ziduri periculos de privit, cu vitralii ce au fost de admirați doar acum 2000 de ani, copiii dumneavoastră nu vor să vină. Sau vin doar amenințați. La ecul de rând, vine și așa cum vine, pleacă, jurând în sinea lui să nu se mai întoarcă niciodată. Iar cei care nu au fost prinși în vedenieți, se vaccinează serios prin alte părți pentru a nu îngheța și ei. Deci, se caută urgent, personal, cu sau fără studii, pentru următoarele posturi vacante. Dregători de sfârturi, constructori în piatră, restauratori, tâmplari pentru ușile sparte, geamcii pentru ferestrele fără sticlă, medici pentru credincioșii bolnavi, părinți pentru tineri în credință, dascăl pentru învățăcei, mentori și încurajatori. Se urmărește ridicarea celor căzuți de la credință, susținerea celor ce șchioapătă, bandajarea răniților, protejarea tinerilor, consilierea adolescenților, vizitarea și îngrijirea bolnavilor, înflăcărarea și trezirea bisericii. Tu ce poți de ocupa anul acesta? Cum te gândești să contribui la planul de reconstrucție al bisericii, al familiei tale, chiar al vieții tale personale? Ce te va califica sau abilita pentru o asemenea lucrare de reconstrucție? Cum înțelegi că Dumnezeu te vrea pe tine, pe
pentru un anumit serviciu de natură duhovnicească. Scopul mesajului din seara aceasta este de a ne oferi lumină, călăuzire și puțin ajutor în a înțelege cum să contribuim sau care este postul pentru care Dumnezeu ne dorește să lucrăm și să fim în acest nou an 2014. Așadar, împreună, vom privi în Scriptură la acele două calificări pe care postul din această seară le prezintă. Două calificări care sunt în același timp și două semne prin care Dumnezeu îți spune că ești potrivit pentru o asemenea lucrare și în același timp sunt două caracteristici fundamentale ale omului pe care Dumnezeu îl folosește. Din punct de vedere istoric, suntem în textul de față în luna decembrie a anului al 20-lea al împăratului persan Artaxerxes I Longimanus, anul 445. Suntem la 287 de ani de la cucerirea Israelului de către Pekah și de la deportarea masivă a evreilor în robia babiloniană. Din punct de vedere social, politic și spiritual al Israelului, cetatea e dărâmată. Porțile sunt arse de foc, sunt ruine. Reforma începută prin Ezra pe baza legii nu a dat rezultatele așteptate. Birurile impuse de împăratul persan au adus poporul la o sărăcie lucie. Femeile străine se simt ca și la ele acasă. Totul pare un ghetou. O imagine tristă. Oameni sfijiți, uscați, plămânzi, fără zâmbet, fără bucurie, cu grija zilei de mâine. Un Dumnezeu care nu le răspunde, care nu-i ascultă, un Dumnezeu care parcă e distanțat categoric de ei. Însă acest ghetou are dorință arzătoare. Să vină cineva care să dea viață. Să vină cineva care să facă din acest morman de dărâmături un palat, o casă a bucuriei, un locaș în care Hristos să fie înălțat și laudele să fie auzite în fiecare zi. Însă cine va veni să dea viață mormanului de pietre? Dumnezeu îl găsește pe Neemia. Un om născut în captivitate, un om născut în Babilon. Acest om îl cheamă și îl trimite să reconstruiască Ierusalimul. Să readucă bucuria și pacea în cetate. Modul în care Neemia a înțeles că Dumnezeu îl cheamă la o asemenea lucrare este modul în care noi putem înțelege. Ceea ce l-a calificat pe Neemia pentru lucrarea de reconstrucție este ceea ce ne califică pe noi pentru lucrarea de reconstrucție. Citind textul din această seară, primele patru versete explică într-un fel ce s-a întâmplat înainte ca Neemia să plece spre Ierusalim. Capitolul 2, versetul 12. Ascultați ce spune. După aceea, m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Domnul meu în inimă. Dragii mei, lucrarea de reconstrucție sau înțelegerea că Dumnezeu ne cheamă pentru o anumită lucrare începe cu o povară pusă pe inimă, cu o povară a acelei lucrări. Atunci când Dumnezeu te invită să te ocupi poate de adolescenții din biserică, înainte să te învețe cum să o faci, înainte să-ți dea resursele necesare, îți va împovara inima cu acea lucrare. Va pune pe inima ta acea conștientizare că biserica are nevoie de slujirea ta. Și textul de față exemplifică această povară a lucrării și ne ajută să înțelegem în prima fază, de ce avem nevoie de povara lucrării, iar în al doilea rând, de unde îmi dau seama că am povara lucrării. Este nevoie de această povară a lucrării, pentru că, în primul rând, ea te dezlipește de vechea slujbă. Neemia este paharnicul împăratului. O slujbă importantă, o slujbă care îi aducea multe beneficii,
Însă, în momentul în care Dumnezeu împovărează inima, când pune pe inima și pe sufletul lui povara reconstruirii Ierusalimului, Nemia părăsește absolut totul. Nemia este gata să-și părăsească slujba, familia din Ierusalim și din SUA și să plece. Când Dumnezeu pune pe inima ta povara lucrării, poți să te dezlipești de vechea slujba. În același timp, această povară a lucrării este pusă pentru a asigura legarea sau sudarea de noua slujbă. Pe parcursul acestei cărți, dacă veți citi, veți observa nenumărate cazuri în care Nemia este amenințat. Când cei din jurul cetății vin și spun ce faceți voi nu va avea finalitate, ceea ce construiți voi nu va avea niciun rezultat, îl amenință spunând tu aici pornești o revoltă. Însă Nemia, știți ce face? Pentru că avea acea povară a lucrării, spune nu-i nimic. O mână țin sabia și cu o mână pun piatră. Pentru că sunt gata să mor pentru lucrarea aceasta. N-ai să fii niciodată gata. Să-ți dai viața pentru un tânăr sau pentru o lucrare. Să pui la dispoziția Domnului timpul tău, energia ta, dacă nu ai acea povară. Această povară a lucrării, înțelegem că o avem. Pentru că atunci când Dumnezeu o pune, devii interesat de lucrare. Cuvântul spune, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda, și i-am întrebat despre Ierusalim. Nemia cunoștea starea Ierusalimului de ani de zile. El s-a născut într-o familie de evrei, știa faptul că Ierusalimul este dărâmat, că acei oameni de acolo sunt printre dărâmături, știa această realitate, însă până acum n-a fost interesat. Până acum n-a făcut absolut nimic. A stat în palat, s-a bucurat de ceea ce a avut și atât. Însă în momentul în care Dumnezeu îi împovărează inima, Nemia dintr-o dată de fie interesat. Păi cum să stau eu așa? Oamenii ăștia mor acolo. E dezastru, este o cară de rușine. Trebuie să fac ceva. Îți vei da seama că ai povara unei lucrări prin faptul că vei fi interesat. Vei deveni interesat de acea lucrare. Când decurs seara, te vei gândi la ea. Va fi în mintea ta. Nu vei avea pace. Vei fi la servici, pe stradă, la lucru. Te vei gândi la o asemenea lucrare pentru că povara aduce interes. În același timp, îți vei da seama că ai povara unei lucrări. Prin faptul că povara nu stârnește doar interes, ci și consternare. Cuvântul spune, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jenit multe zile. Am postit și m-am rugat. Nemia acum jelește. Nu poate să stea liniștit. Nu poate să știe că poporul lui e în paragină. Și se pune jos, jelește, plânge și stă acolo multe zile. Îți vei da seama că ai povara lucrării. Prin faptul că te va durea pentru lucrare. Vei suferi pentru lucrare. Inima ta va plânge pentru lucrare dacă nu-ți pasă de lucrare. Dacă o faci cu nebăgare de seamă, dacă o faci așa doar să fie făcută, n-ai povara lucrării. Dar când o ai, nu doar vei pune toate resursele tale, dar vei suferi pentru ea. Îți dai seama că ești chemat la o lucrare. Prin faptul că ai acea povară a lucrării pe inima ta. În același timp, conștientizezi că Dumnezeu te-a chemat la o lucrare prin faptul că vei avea povara mijlocirii pentru acea lucrare. Versetul 5 până la final prezintă această mijlocire pe care o face Nemia. Această povară pe care el o are de a mijloci pentru cauza Israelului, pentru problema Israelului. Pentru a putea mijloci este necesar să cunoaștem câteva lucruri. Primul rând, în această rugăciune observăm că pentru a mijloci este necesar să-L cunoști foarte bine pe Dumnezeu. În primul rând, ca unic creator, Doamne Dumnezeul cerurilor. Când te pleci în rugăciune, când te angrenezi într-o
Lucrarea de mijlocire este necesar să știi că Dumnezeu este Creator. El este un Dumnezeu al cerurilor. Locuiește sus. Este deasupra tuturor lucrurilor. Nimic nu se poate întâmpla fără știrea Creatorului. Dacă nu-L cunoști în acest fel pe Dumnezeu, rugăciunea de mijlocire se termină repede. În același timp, El este un Dumnezeu mare și fricoșat. Te rogi înaintea Lui, nu te rogi înaintea oricărui Dumnezeu, înaintea unei persoane anume cine este Dumnezeu mare și înfricoșat. Nu-ți permiți să te pleci oricum, pentru că El este stăpân, El este conducător. În același timp, El este plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Îl cunoști ca un creator, ca stăpân, ca un conducător, dar trebuie să îl știi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu credincios. Un Dumnezeu care împlinește ceea ce a spus. Un Dumnezeu care, atunci când a spus ceva, se ține de promisiune. Un Dumnezeu care, atunci când a spus cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, vor primi îndurare, se va ține de această promisiune. Ca să poți mijloci, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. În același timp, această lucrare de mijlocire include și o constatare a situației în care se găsește poporul. Cuvântul spune felul acesta. Păcatele poporului Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu, Doamne, am păcătuit. Realizez că starea în care mă găsesc este o stare jalnică. Este necesar să constați faptul că starea în care te afli este o stare deplorabilă. Dacă mijlocești și spui, Doamne, fie-ți milă, îndură-te și nu înțelegi că poziția în care ești tu nu este o poziție care primește îndurare din partea lui Dumnezeu, degeaba mijlocești. Nemia își dă seama de faptul că starea poporului a atras pedeapsa lui Dumnezeu. A produs nenorocirea. Constatarea este urmată de mărturisire. Spre Doamne, te rugăm să ne ierți. Iartă păcatele poporului tău. Iartă păcatele copiilor tăi. Iartă păcatele poporului tău. Iar în partea de final, această rugăciune surprinde credința pe care Nemia o are. Dacă mijlocești și n-ai credință, degeaba mijlocești. Îl cunoaște pe Dumnezeu, constată și înțelege starea în care se află, dar același timp crede că Dumnezeu va da izbândă și se roagă cu această credință că Dumnezeu va duce vremuri de înviorare în poporul Israel. Mijlocitorii adevărați sunt copleșiți de Iisus. Sunt liberi de orice formă de materialism. Mănâncă caviar bun și pune uscat în marți, fără să-și dea seama de asta. Sunt în gata de plecare oricând. Scopul lor este sfințenia în toate detaliile. Au ieșit de mult din jocul unei minime integrități. Sunt periculos de curați mijlocitori. Își doresc mereu să vadă oameni smulși din jocul satanei. Se lasă călcați în picioare de 1.000.000 de ori pe zi pentru un singur binerul bun și credincios. Viața lor este la fel de radicală sâmbăta ca și duminica. Ei nu au nevoie de faimă. Își simt trupul în supunere. Standardul lor este pentru mine, a trei este Hristos. Pentru ei sacrificiul este motorul victoriei. Nimeni nu-i poate opri în bătălia lor, nici măcar frica de moarte. Lacrimile lor sunt acide. Dar nu uite că Domnul șade în ceruri și râde de cei răi, ca apoi să fie și ei ca El. Așteaptă, veghează mijlocitorii. Umplu orice formă cu esență, fiind dușmanii mediocrității. Ei sunt extrem de atractivi pe interior. Poartă costume, nu pentru a se ascunde, ci pentru a fi relevanți și pentru a comunica. Ei schimbă oricând un tron, un scaun electric. Stau în nopți nedormite, plâng, postesc, jelesc. Ei se roagă ca și cum totul ar depinde de ei și trăiesc ca și cum totul depinde de Domnul. ADN-ul lor ales viața. Respirația lor este voia Tatălui. Ei cântă mereu în subconștientul lor,
sângele lui Iisus Hristos, în fața unor astfel de mijlocitori, se pleacă cerul și munții pentru că ei sunt copii unei alte dimensiuni. Anul acesta poate fi un an în care spărturile se lărgesc. Un an în care durerile cresc. Dar în același timp, poate fi un an în care spătura se mișorează. Amin. Un an în care bolnavul este tratat. Un an în care se pune geam la fereastră, se repară ușa, se pun pietre de zid. Poate această diminuare a pagubelor este influențată de ceea ce vei face tu în acest nou an. Sunt multe posturi vacante. Ce ai de gând să faci în vederea lucrurilor de reconstrucție? Ai vrea să te lași folosit de Dumnezeu? Să accepți povara lucrării și povara mijlocirii? Ai vrea să te pui cu tot ce ai la dispoziția Domnului și să presești slujba ta comodă, poate, locul cald, de pe scaun, să mergi seara acasă și să lași televizorul și să postezi te rogi pentru biserică? Reconstrucția depinde și de tine. Dacă îți dorești o biserică binecuvântată, una trezită, una înflăcărată, una în care Hristos să fie Domn și prezent, una în care cântarea să laudă doar pe El, atunci lucrează. Însă atunci când vezi că ceea ce faci tu, poate e ca și în cazul lui Nehemia, nu se vede la început. Poate e greu să pui piatra, poate e greu să stai în sfătură. Nu dezerta. Chiar dacă stai 12 ani ca acest Nehemia, stai acolo. Când cerul te atacă, scoate sabia și spune că îți dai viața pentru lucrare. Spune că orice s-ar întâmpla, tu nu pleci de aici. Spune că e prins cu mâna de scaun și stai aici până biserica asta crește și până e Hristos prezent din belșug, printre zile aici. Amin. Nu fugi. Și Domnul să facă ca fiecare dintre noi să ne găsim locul și postul în vederea lucrării de reconstrucție a bisericii. Amin. Amin.